Vacanța de toamnă va fi prelungită cu 2 săptămâni pentru 2 instituții de învățământ din raionul Nisporeni. Astfel, conform ordinului Ministerului Educației, în localitățile cu cod roșu de infectare cu COVID-19, instituțiile de învățământ din satele Ciutești și Băcșeni vor fi în vacanță de toamnă până pe 7 noiembrie, pe când celelalte revin la studii pe data de 1 noiembrie. O replică în acest sens a venit din partea șefei adjunctă a Direcției Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni, doamna Rodica Marian. Având în vedere ordinul Ministerului Educației cu privire la organizarea, prelungirea vacanței de toamnă a elevilor, în raionul Nisporeni, vacanța se va prelungi doar în 2 instituții educaționale. E vorba de instituția publică Gimnaziu Ciutești și instituția publică Școala Primară Grătiniță Băcșeni. Din considerentul că în aceste 2 localități, Ciutești și Băcșeni, avem cod roșu de infectare cu COVID. Și respectiv se implementează recomandarea Ministerului și a hotărârii 64, care spune că doar în localitățile cu cod roșu se prelungește vacanța. Aceasta a afirmat că orele vor fi recuperate după un orar realizat de administrațiile instituțiilor de învățământ individual, menționând că rămâne în vigoare studierea online doar în cazul depistării unor cazuri de infectare cu COVID-19, în rândul elevilor, aceștia fiind puși în autoizolare. Orele săptămâna viitoare se vor recupera până la finele primului semestru. Se va elabora un orar la decizia administrației cu consultarea cadrelor didactice și orele vor fi recuperate, nu se va preda la distanță. Optăm pentru prezența fizică a elevilor în instituție. Se va preda de la distanță doar elevilor în carantină. Reamintim că la data de 28 octombrie curent a fost emis un ordin de către Ministerul Educației prin care instituțiile de învățământ din localitățile cu cod roșu de infectare cu COVID-19 vor avea vacanța de toamnă prelungită cu 1 săptămână, în special în municipiile Chișinău și Bălți, dar și în unitatea administrativ-teritorială Găgăuzia, conform hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, numărul 64 din 26 octombrie curent, în legătură cu creșterea numărului de cazuri de infectare cu virusul COVID-19.